Sfântăm, Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea după Matei, citire. Pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe doi frați, pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, și pe Andrei, fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, lăsându-și mrejele în clipa aceea, au mers după dânsul. De acolo, mergând el mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacob, al lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor, cărpindu-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată, lăsând corabia și pe Zebedeu, tatăl lor, au mers după dânsul. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției, dămăduind orice boală și orice neputință în popor.